Bun găsit, prieteni! Sala polivalentă clujeană a îmbrăcat din nou strai de sărbătoare, pentru că astăzi se trage concluzia campionatelor mondiale de footnet, care au fost organizate excepțional din punctul meu de vedere de către Asociația Română de Footnet, în colaborare cu UNIF, Forul Internațional. Sunt Cristian Frisc, vocea care a însoțit această competiție ieri și alaltăieri. Nu puteam lipsi astăzi la finale, un show de zile mari în care vor fi implicați și sportivii români, dar orice lucru deosebit începe cu o introducere și mai și. Avem o partidă demonstrativă de tenis cu piciorul, se joacă și cu mâna, după cum vedeți, în care sunt implicați fotbaliști cunoscuți, nume sonore, din zona Clujului și nu doar. Este un meci de triplu, până la 15 se va juca un singur set în care îi vedeți în echipament similar. De aceea voi spune cine sunt jucătorii. Servește Minteoan, Alin Minteoan, care face triplu cu Cristi Panin și cu Alin Bănceu. În partea cealaltă a fileului l-am văzut pe Romulus Buia atacând, sau mă rog, e un fel de atac, după cum ați văzut, se poate compara ceea ce vedem acum cu meciurile care au fost deja în direct pe Lux Sport. Leo Grozavu și cu Stelian German fac triplu cu Romulus Buia. Scorul este 2-1 pentru echipa lui Leo Grozavu, fostul antrenor al Petrolului. Demonstrează că este bun ridicător. Panin și cu Bănceu încearcă să combine la fileu, însă pare să că nu e atât de ușor precum credeau foștii fotbaliști. A servit Stelian German, cunoscutul apărător de la Universitatea Cluj. A jucat sute de meciuri și în prima ligă, în tricoul Șepcilor Roșii. Sigur, rezultatul aici are mai puțină importanță. Cei nominalizați sunt fotbaliști, foști fotbaliști, de fapt, care au o sonoritate aparte, au o notorietate. Iar faptul că ei au venit să facă promovare pentru footnet reprezintă o lovitură de imagine. Vreo 400 de spectatori sunt la momentul de față în sală, poate chiar mai mulți. Îi vedem pe o parte dintre ei plasați în tribuna a doua. Vor fi în programul de astăzi meciuri pentru determinarea podiumurilor, atât la simplu, cât și la dublu sau triplu. Programul zilei începe cu finalele de simplu, întâi finala mică, în care vor juca reprezentanții Elveției și Franței, după care Cehia-Slovacia, invariabilă finală a acestor campionate mondiale. Apoi, la dublu, emoțiile noastre vor crește exponențial, pentru că joacă România împotriva Coreei de Sud. Pentru bronz, Slovacia și Cehia se vor duela pentru titlul mondial. Iar la triplu, din nou, exact în aceeași distribuție, România-Coreea de Sud pentru bronz, respectiv Cehia-Slovacia pentru aur. Buia, cel care astăzi l-a urmărit pe fiul său, jucător la Sportul Snagov, evoluând în Liga a doua împotriva Universității Cluj. A fost 0-0, meci pe care l-am văzut și noi în direct la Lux Sport la orele dimineții. Scorul este 6-4 pentru Buia și compania. Se apropie acum Minteoan, Bănceu și Panin la un singur punct, pentru că Buia a trimis în fileu. 6-5. Grozavu și-a folosit lovitura de cap, care l-a făcut celebru și pe vremea când era fundaș central. La Dinamo a jucat o perioadă îndelungată. Egalitatea la 6 în acest moment, în primul set. Așadar, astăzi se încheie campionatele mondiale de footnet organizate la Cluj-Napoca. 19 țări. Mai devreme s-a încheiat competiția rezervată echipelor din Divizia B, formații care au și promovat de altfel în prima ligă valorică a footnetului mondial și care au evoluat alături de cremă în lupta pentru medalii. A fost o festivitate frumoasă cu imnurile naționale intonate de la stația de amplificare, cu trofee acordate și tot ceea ce înseamnă o competiție mare, o competiție de anvergură. Mostelu!
Începe să se lege mai bine jocul și iată-l pe Buia, fiind luat la țintă de către Cristi Panin. Acesta e un jucător și de tenis cu piciorul. La CFR Cluj se joacă tenis cu piciorul ca metodă complementară de pregătire pentru tehnica individuală a fotbaliștilor. I-am văzut cu o zi înainte pe Arlauskis, Omrani și câțiva dintre jucătorii de la CFR Cluj în această pauză competițională, venind la sală pentru a da de câteva ori mingea peste fileu, tot așa în deschiderea unei transmisiuni și a unei zile de tenis cu piciorul. 10 la 9, am ajuns iată la încheierea celei de-a doua treime a setului. Arbitrează doi cavaleri ai fluierului din România, este vorba de Cristian David și Olivian Capră, cei care au fost delegați de altfel să și conducă finala de la dublu între Cehia și Slovacia. În general, la tenis cu piciorul, România este o școală și pentru arbitri. Vom vorbi pe parcursul celor 4 ore în care suntem împreună și astăzi despre tot ceea ce înseamnă tenisul cu piciorul, sau mă rog, cât ne permite, desigur, evenimentul din teren. Cert este că sunt foarte multe voci care apreciază efortul de organizare la care ne raliem și noi, LuxSport, echipa de transmisie care stă în spatele acestui eveniment media. Numai puțin de 12 ore au fost sau vor fi transmise în direct de la campionatele mondiale, lucru nemai întâlnit până acum în istoria tenisului cu piciorul. Niciodată o ediție de campionat mondial n-a avut parte de atâta mediatizare de 12 ore transmisiuni în direct. Nici măcar în Cehia sau Slovacia, țări care își asumă rolul de locomotivă în lume pentru dezvoltarea tenisului cu piciorul, sub forma sa competițională, footnetul. Un atac frumos acolo al lui Cristi Panin, se vede că este exersat tenisul cu piciorul în grupul celor de la CFR Cluj. Scorul, deși are importanță prea mică, așa cum spuneam, este 11 la 10 pentru triplul alcătuit din Cristi Panin, Alin Minteoan și Alin Bănceu. Panin la fileu, își folosește din nou piciorul drept, o scurt acolo care îl păcălește prin efect pe Panin. Acesta a fost individualist, n-a vrut să combine cu Bănceu și situația pe tabela de marcaj se egalează. Va mai fi și un meci demonstrativ de fete. După festivitatea de premiere de la proba de simplu, vom avea și un studio în care câțiva dintre cei pe care îi vedeți acum în teren vor veni la microfon să vorbească despre tenisul cu piciorul. Încercăm să îmbrăcăm într-o haină profesionistă și partea de media atât de necesară dezvoltării sportului în momentul actual. Până la urmă, obiectivul nostru este să transformăm România într-o țară consumatoare de tenis cu piciorul, indiferent că vorbim de fotbal, tenis sau de footnet. Are prea puțină importanță această schismă pe care specialiștii o cunosc deja. N-am să mă refer la ea, tocmai din respect pentru toți cei care au practicat, practică sau vor practica tenisul cu piciorul în formulă competițională. De asemenea, regret că jucătorii de la Tengo Salonta, campioana națională și câștigătoarea Cupei României la ultima ediție, n-au ajuns în echipa națională din vari motive, asupra cărora, la fel, din respect pentru toți cei care sunt implicați în lumea footnetului, n-am să dezvălui mai mult sau să vorbesc mai mult despre acest subiect. Păcat că nu au putut să fie și ei, deoarece, iată, România poate să câștige astăzi două medalii de bronz foarte valoroase, mai ales că sunt la probe combinate, probe de echipe, dublu și triplu. De ce? Pentru că, în general, simplul a fost proba care i-a consacrat pe jucătorii români. Acolo am putut, în unele situații, să spargem blocada cehoslovacă și să ajungem chiar și să câștigăm medalii de aur, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la Humene. În 2015, în Slovacia, au fost organizate campionatele europene pe care România le-a câștigat la simplu prin Georgel Bobiș de la Tengo Salonta. Același Bobiș avea să fie un an mai târziu la Brno
în 2016 vicecampion mondial, un trofeu pe care nu și l-a putut apăra acum, deoarece nu a mai fost selecționat. Se termină această partidă la punctul 15, câștigă Cristi Panin, Alin Minteoan și Alin Bănceu în fața lui Leo Grozavu, Romulus Buia și Stelian German. Un minut de pauză, după care ne întoarcem în Polivalenta Clujeană.